da, small talks. Cred că gătim. Da. Nu vorbim atâta. Gătim și ne gândeam să pregătim un mic dejun sănătos, gustos și rapid. Pentru voi. Împreună cu Maia și Raisa, evident. Să începem. Ce mai așteptăm? Să facem un mic dejun sănătos, spuneam, așa că o să folosim ouă, o să folosim legume și fructe, în cele din urmă avocado este un fruct, o să folosim roșii, ulei de măsline, lămâie, semințe de floarea soarelui, semințe de dovleac, o să vedeți și, semințe și condimentăm foarte, foarte bine, fiecare după gust. Facem ouă poșate cu avocado, un sandwich, practic, sau un fel de sandwich. V-am zis și condimentele și mâncarea, deci asta o să facem. Spuneam că facem un mic dejun rapid, noi deja am început să facem treaba aici, am tăiat avocado în feliuțe cât de subțire am putut, am pus apă la fier. Și am prăjit pâinea, prăjim pâinea. Și prăjim pâinea, o să pun ouăle pe rând în vasul cu apă fierbinte, l-am pus la 9 să fiarbă, dar o să-l las pe 7. După ce fierbe și o să vedeți exact modalitatea de a face ouăle poșate. E super simplu. Facem un vârtej aici și o să punem ou fix în mijloc ca să ne iasă cât mai frumos. Aici feliuța de pâine prăjită, peste care adăugăm bucățile de avocado. Încerc să fiu cât mai finuță, să nu stric ceva. Să vedeți ce bine arată la final. Să vă placă super mult. La cine? Vouă. Nouă? Da. Pentru voi, mâncărica. Ne mulțumim. Bun, punem oul poșat peste avocadoul adăugat bine. Da. Punem lămâie peste. Ulei de măsline. Condimentăm bine, bine, bine de tot. Sare, piper. Și pentru cine are plăcerea de a mânca picant, pune și puțin chili cu sare de mare. Yummy. Câteva semințe. Și bineînțeles, roșii. Micul nostru dejun este gata! L-am pregătit foarte rapid, este super gustos și... Așteptăm să-l gustați și voi! Așteptăm să-l gustați și voi, cu siguranță! Poftă bună! Poftă bună!